Un tânăr regizor român pregătește un film care tratează un subiect extrem de delicat. Depresia psihotică, problema generației noastre. An de an, sute sau poate chiar mii de tineri ajung în cabinetele medicilor psihiatri sau își pun capăt zilelor. Conștientizarea este extrem de importantă pentru a cere ajutor și pentru asta este filmul O Secundă. Asta este ceea ce își propune Octavian Iacob, regizorul filmului. Numele proiectului vrea să scoată în evidență faptul că psihicul are instinct de supraviețuire și acționează mereu cu sete de viață, chiar și în procesul său de autodistrugere. Este un subiect care ar trebui să fie mult mai intens tratat și mă bucur foarte mult ca Octavian Iacob să fie alături de mine. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Vorbim despre filmul O Secundă, care este în acest moment în proces de producție. Spune-ne care este povestea lui și de unde ți-a venit ideea să tratezi un subiect despre care noi vorbim, dar poate nu atât de deschis pe cât ar trebui. Aș putea să încep să spun tocmai că din acest motiv, tocmai că îl conștientizăm, dar nu vorbim despre el. Filmul este inspirat din fapte reale și nimic nu este un SF sau inventat. Pur și simplu, atunci când te vei uita la film, te vei regăsi în această poveste, pentru că, într-adevăr, aceasta, să spunem, este boala secolului. Din ce în ce mai stresați, atât de job, cât și de familie, problemele familiare de acasă, și atunci trebuie să tragem un semnal de alarmă, că dacă nu vom discuta despre aceste probleme și nu le admitem, vom avea de suferit din ce în ce mai mult. Filmul tău spune povestea unui bărbat care aparent are viața perfectă, dar absolut, care de fapt se luptă cu această boală foarte, foarte perversă, pentru că cine a citit oricât de puțin despre depresie știe că este o boală care acționează fără să dea foarte multe semnale celor din exterior. Cum a fost momentul în care tu te-ai hotărât să alegi actorii? Știu că sunt și foarte multe persoane cunoscute, mai ales în social media, care bănuiesc că te vor ajuta să promovezi acest film și cred că este foarte important că va ajunge la tot mai mulți tineri. Da, mulțumesc. Ideea este că în momentul în care m-am hotărât să fac acest film, nu mi-am dorit extraordinar de mult să lucrez cu persoane cunoscute, foarte cunoscute sau actori desăvârșiți din România. Mi-am dorit să lucrez cu persoane care să le acord și eu o șansă, cum și ei mi-au acordat mie o șansă să facă parte din acest proiect. Dar cel mai important motivul a fost acela că ceea ce vor juca în film trăiesc ei în viața reală. Au avut probleme, au avut depresii, au avut gânduri suicidale unii dintre ei. Din păcate, la un moment dat ajungem în viață să avem astfel de probleme și dacă nu avem părinții aproape, familia, prietenii cei mai buni cu care să putem discuta nopți întregi la rând, din păcate vom avea acele gânduri fără să vrem. Așa că actorii au fost aleși prin prisma ceea ce sunt. Nu sunt actori profesioniști. Tocmai de asta este un proiect cu care sper să ajungem acolo unde ne dorim, pentru că totul este nou, oamenii sunt noi, dar mizez pe carisma și pe dăruința lor. Știi ce mi se pare foarte trist când vorbim despre depresie? Faptul că foarte mulți, mai ales părinții noștri, care sunt o altă generație, consideră că ar fi un moft. Iar eu mă bazez pe filmul tău să demonstrez că nu se întâmplă asta. În ce stadiu sunteți cu filmările? Unde filmați și când estimezi că va fi gata? Când îl vom vedea în cinematografe? În cinematografe o să fie în martie anul următor. Noi în vara aceasta o să începem să filmăm. Vom începe în Canada, în Vancouver, și vom încheia în București, Constanța, Herculane și Sibiu. Pe lângă conștientizarea acestei boli a generației noastre, care este cel mai mare vis al tău referitor la acest film? Îți dorești un premiu anume? Să fie proiectat la un festival anume? Da, vom concura la 14 festivaluri de film internațional, cel mai mare din lume, aș putea să spun, printre care Berlin, Columbian Picture, Los Angeles Film Festival, cât și în țară la BIFF și TIFF, bineînțeles. Dar nu neapărat acest film, cât proiectul pe viitor aș vrea poate să avem prima nominalizare la Oscar pentru România. Doamne ajută, chiar mi-aș dori foarte mult. Dar spune mai multe despre tine. Tu ești foarte tânăr, știu că deja ai experiență. Cum a pornit această poveste? Totul a pornit în urmă cu un an, atunci când am fost acceptat la New York Film Academy. Am fost singurul român acceptat în această competiție internațională. Și în sfârșit am avut curajul să fac ceea ce îmi place și să vorbesc despre ceea ce îmi place. Și așa a fost conjunctura. Acum să mă ocup de acest film. Cum a fost experiența de la New York Film Academy? Și de asemenea te-aș întreba cum sunt priviți tinerii regizori români, pentru că din fericire din ce în ce mai mulți tineri talentați reușesc să dea lovitura la Hollywood. Păi, așa cum ai spus, am văzut foarte bine. M-am bucurat și chiar am fost uimit de imaginea pe care am avut-o noi ca și țară acolo, pentru că reprezentanți prea mulți nu avem. Dar ceea ce m-a făcut un pic special este că a fost o competiție internațională, internship, și atunci, în urma unor concursuri de videografică,
am reușit să ajung în acest prag și chiar am fost întrebat cum te simți să fii singurul român aici. Mă simt foarte bine, doar că, din păcate, în țară încă nu sunt cunoscut și nu știu nimeni nu știe că am ajuns aici. Dar da, este o experiență formidabilă și cu siguranță sper că experiența de acolo să spună cuvântul în carieră mai departe. Eu sunt foarte convinsă că atunci când va rula o secundă pentru prima oară, deja va avea efecte și vei deveni suficient de cunoscut și în România. N-am niciun dubiu în privința asta. Felicitări, Simpumi, și așteptăm să vedem lansarea oficială. Mulțumesc tare mult! Scurtă pauză de publicitate, vin informații surprinzătoare din Sri Lanka. Despre ce este vorba, vă spunem imediat. Rămâneți cu noi!